Așadar, dragilor, pornim de lecția. Am dus-o pe Ana acasă. Băieții și fetele, m-am și pus deja o chestiune. Deci, dreptele x egal cu x sunt axe de simetrie pentru graficele, graficul funcției. Arătați că funcția este periodică. Bă, dar putură să mă lăsați voi cu altceva. Sunt axe de simetrie. X egal cu 1 și X egal cu 2. Pentru graficul funcției acestea. Arătați că funcția F este periodică. Ce înseamnă că funcție e periodică? Asta te gândi la definiție. Trebuie să plecăm de aici. Adică să vă spun pe cea de abstract și oarecă de tip. F de X plus T, unde T este perioada. Așa. Deci, o funcție F definită pe ea cu valori în ea este periodică cu perioada T, dacă și numai dacă, cu T mai mare ca 0, da? T mai mare ca 0, dacă și numai dacă se îndeplinește condiția F de X plus T egal cu F de X, oricare ar fi X din F. Deci o funcție periodică, perioada T mai mare ca 0, dar și mai dacă F de X plus T egal cu F de X, indiferent ce expunem acolo. Acum, ce înseamnă că am axă de simetrie? X egal cu 1. Ca să mă duc pe problema, ar trebui să găsesc pe T-ul ăsta. Deci problema mea este să găsesc pe T-ul ăsta. Relația trebuie să fie adevărată pentru orice X din R și pentru X egal cu 1 și pentru X egal cu 2 ar trebui să se întâmple, da? Deci, fiindcă trebuie să fie adevărată tot timpul, înseamnă și pentru X egal cu 1 și pentru X egal cu 2. Ia să vedem. Pentru X egal cu 1 ar rezulta F de 1 plus T să facă F de 1, nu? Și pentru X egal cu 2 ar trebui să fie F de 2 plus T să facă F de 2. Pe 2 plus T, am să scriu, așa, deci F de 1 plus 1 plus T și grupez 1 plus T și ar face, aici trebuie să prindem noi problema repede, deci F de 1 plus T face F de 1. F de 2 plus T face F de 2. Dar acum, aici, hai să ne prindem de problemă. Dacă aș nota cu T prima asta, 1 plus T, T prim, ar merge F de 1 plus T prim, dar l-am modificat pe T. Deci F de 2. 1 plus să încerc aici să umplu. F de 1 plus 1. Da. Faci F de 2. T
T-ul ăsta, cât să-l zicem noi că este T-ul? Trebuie să-l găsesc pe T. Deci asta e adevărat pentru orice X. Și pentru X egal cu 0, ar trebui să fac F de T. Pentru X egal cu 0, să prindem și asta, să vedem dacă ajută. Pentru X egal cu 0, înseamnă că F de T egal cu F de 0, nu? F de T egal cu F de 0. Da, hai să ne întoarcem acum ce înseamnă axe de simetrie. N-am folosit deloc, deocamdată. X egal cu 1 este axă de simetrie. Deci am plecat pe ceea ce înseamnă ce? Perioada, da, funcție periodică. Și e clar, trebuie găsit T-ul ăsta, mai mare ca 0. Ce înseamnă că X egal cu 1 este axă de simetrie pentru graficul unei funcții? X egal cu 1. Minus pe S. Deci, X-ul este 1, asta este, nu? O dreaptă. X egal cu 1, asta este. Și faptul că graficul este și perioada ar fi 1, sau? Nu. Noi să traducem ce înseamnă axă de simetrie X egal cu 1. Ce înseamnă X egal cu 0, axa de... Deci să ne gândim la ce înseamnă axa de simetrie pentru funcția f de x. F de x egal cu x pătrat. Hai să pornim ușor, ușor, că ne încălzim, ne amintim o serie de lucruri, cred că am uitat. Am uitat! Pe axa de simetrie este x egal cu 0. Ce înseamnă x egal cu 0, axa de simetrie a unei? Pentru funcția de gradul 2, f de x egal cu x pătrat, are pe x egal cu 0, da? Pentru că trece prin... Adică f de minus x egal cu f de x. Da. Asta înseamnă, pentru 0, da? Ceea ce ar însemna, tradus, f de 0 minus x egal cu f de 0 plus x. Am tradus-o. Da. Altfel. Și acum, în loc de 0, punem 1. Deci, x egal cu 1. X egal cu 1. Axă de simetrie. Este echivalent cu a spune că f de 1 minus x egal cu f de 1 plus x. Oricare ar fi x real. Da. X egal cu 2 axă de simetrie, dacă și numai dacă, f de 2 minus x egal cu f de 2 plus x, oricare ar fi x real. Iată că acum m-am încălzit, mi-am reamintit ce înseamnă axă de simetrie x egal cu 1 axă de simetrie, x egal cu 2 axă de simetrie. Și avem aceste două relații. Vedeți? Încercăm. M-am povestit la un examen cum mi s-a întâmplat, nu? L-am întâlnit ca student. Aveam, și acum țin minte, în cursul 17 o teoremă pe două pagini. Da, ați spus. Da? Foarte dificil. N-am citit-o niciodată. Nu știam nici conținut, nimic, am tot amânat-o, că poate o citi eu. Și a venit examenul și n-am citit-o, nu știam nimic. Și când am tras biletul, chiar la mi-a găsit. Ce să fac? Exact acum, în fața camerei. Deci trebuie să învățați un lucru, ca strategie. Nu te panichezi. Încerci să vezi cum înnozi lucrurile, să te amintești, ca să poți porni o problemă. Că dacă tu îți spui, nu știu ce fac de asta. Nu știu asta. Deci nu știu, te inhibă complet. Da? Trebuie să fac. Eu acum aveam două soluții. Să stâng camera, nu? Și spun că nu pot să o fac. Sau să încerc ce? Să văd dacă mă pot, mi-amintesc, mă pot prinde problema.
Nu mi-am întrebat deloc că ce înseamnă axel de simetrie. Vreau să fiu cinstit acum. Să-ți spun lucrurile pe nume. Nu mai știam ce înseamnă axel de simetrie. Și atunci am zis, băi, pentru funcția f de x egal cu x pătrat, care are ca axel de simetrie, da. E parabola, știm cum arată graficul. Am plecat de la ceva ce știam. Deci așa arată, nu? Parabola, cu vârful în origine. Așa. Deci ce se întâmplă? F de minus x egal cu f de x. Alt x, f de minus 1 egal cu f de 1, da? Și atunci, pentru 0. Și am pus pe 0. Și am făcut un pas. Acum pun pe 1 loc de 0. Da? Așa am gândit. Și acum am așa, cele două relații. Eu am așa. F de 1 minus x egal cu f de 1 plus x. Ce bine că nu mi-am amintit. Cu ocazia asta ați mai descoperi ceva. Strategia pe care trebuie să o ai la examen. Nu te panichezi. Fac. Cum să spun? Trebuie să dormi în problemă. Starea de spirit aceea, încrederea în tine, te lansează în problemă, te ține și te ține la, deasupra apei. Dacă te duci la fund, gata. Te-ai negat. Deci trebuie să știu. Trebuie să ies. De regulă se abordează subiectele în ordinea accesibilității, da? Cele mai ușoare, iar cele care le, și la cele când mă întorc la tine și te fac. Deci tot timpul trebuie să fii setat cu ideea asta. Sigur te fac. Acum un pic, mai răbdare te fac. Asta te face să stai, repet, te mobilizează, să dă încredere și trebuie să muși problema. Mă bucur enorm de mult că m-am putut arăta concret pe viu, cum, în fața unei chestiuni de acestea, eu nu știu dacă o să o pot face. Dar dați voie să mă simt bine. Da? Deci am f de 1 minus x egal f de 1 plus x, f de 2 minus x egal cu f de 2 plus x, așa. Din astea două, să rezulte, asta e adevărat, oricare ar fi x, nu? Oricare ar fi x, da? Să rezulte pe astea două, să găsim, să existe un T mai mare ca 0. Să existe, să-l găsesc concret cine este T-ul ăsta, așa încât relația pe care o aștept este asta, că f de x plus T egal cu f de x, oricare ar fi x real. Asta înseamnă că și pentru 1 și pentru 2 poți folosi, în particular, da? Deci, dacă pentru orice x real pot folosi și voi, va avea f de 1 plus t, le-am avut, le-am uneva aici. Le-am desum, da? Hai să ștept tabla și... Mă organizez acum. Deci mă organizez, mintea cu ce am și ce îmi cere. Așa am făcut și la examenul ăla. M-am jucat un pic de teatru și am spus profesoare că nu mi-amintesc conținutul. Nu știu, am o... și... Despre un student. Păi era să mers așa bine până acum, iar și primul subiect, și am dat voie să încep cu al doilea. Da, poftiți. Strategia mea a fost următoarea. Al doilea, al treilea, și poate uită de primul. Și-a notat pe bilet, pe căițelul ei acolo. Și când am zis, dat, m-am dus cu carnetul să... Să pune notea pe carnet. Nu, și mai aveți subiectul întâi. Și atunci am făcut mișcarea aceea și am zis, nu mi-am amintit subiectul. Enunțul teoreme. Cum se poate? Zice, păi a discurat atât de frumos acolo. Teorema aceea din cursul 17, știu, zic. O știu cum să nu. Haideți, fie... Nu știu ce, să începe o jumătate de din teoremă să renunți. Eu nimic. Nici o reacție. Până la urmă, mi-a dictat-o. Și dacă mi-a dictat-o, zic, gata. Ia. Ce am făcut? Am luat ca pe o problemă de matematică. Se dă, într-o teoremă, se dă asta, se cere asta. Și ce se dă? Am făcut o ferfeniță. Pentru cursul în ansamblu, știam. Tot cursul, de 32 de cursuri, sau 28 erau, știam perfect. Nu, teorema asta nu știam. Așadar,
când în conținut am avut sedă, nu știu ce, eu știind cursul în ansamblu, am făcut toată chestiunea aceea perfect. Am stricat-o cât n-am mai putut. Ce să cere? Păi ce să cere? Am stricat și acolo să cer, pe baza tuturor informațiilor. Și nu s-o lipit chiar bine. Acolo și-a făcut o sudură de asta artificială, care, mă rog, se poate vedea ușor de specialist. Și vine profesoara și zice... Dar te vreau să luat demonstrația asta. Eu? Ce să zic? Așa cum mă surprind în momentul acela. Ce să zic? Păi zic, știți, în teoremă, în cursul, în cartea cu tare, Niculescu, Roșculeț, ce ziceam eu pe acolo, în sfârșit. Mi-a dus la bibliografie, știam chestiile astea. Nu, 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 nu e așa, că știu pe toate eu. Nu, 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 nu. N-am mai văzut unii cărți. Ia, avea dreptate. Era a mea. Deci era a mea, pur și simplu. Și s-a uitat, s-a desfăcut, și s-a sucis, s-a învârtit, și așa, și a sezizat. Că eu lipiserăm acolo, așa, făcut sudura aceea între ipoteze și concluzii, forțat un pic. Oh, dar ți-a ales o hibă și totuși. Oricum, vă apreciez, e destul de interesant. Dar aveți o slăbiciune acolo. Și de unde puteam să dea doi pe subiect, nu? Așa. Dar la tot. Că mi-a dat ea enunțul și avea și demonstrația. A fost atât de fericit. Foarte fericit am fost. Pentru că încă o dată mi-am probat stilul acesta de învingător. Deci asta e foarte tare. Deci stilul convingerea că poți. Și lucruri care sunt imposibile. Le poți face. Și așa asta te ține, repet, în priză și poți face. Acum să mă întorc aici, să am tot bătut câmpii. Deci am ăsta, faptul că e periodică, pot să revalorific. Dar ce am eu? Să le spui pe ăsta două care le-am. Și a zis că acum ne ordonăm. Poate reuși. Dacă nu în seara asta, în seara, trebuie să o face. Mă, că n-am eu timp deloc, că te treaba. Da. Nu ne dăm bătuți. Poate chiar în seara asta. Trebuie să facem, că mai am și eu. Bun. Deci avem așa. F de 1 minus x egal cu F de 1 plus x și f de 2 minus x egal cu f de 2 plus x, oricare ar fi x din iar, nu? Că domeniul definiției văd cum le-a dat iar. Și eu trebuie de aici să rezulte că f de x plus t egal cu f de x. Și T-ul ăsta e problema. T-ul ăsta cine, pe cine îl ia? Oricare ar fi X. Da. Și am zis și 1 și 2 și pot fi folosite, le avem aici mai sus. Aici dacă, pentru orice X real și pentru T-ul acela care îl caut eu. Deci am și F de 1 minus T egal cu f de 1 plus t și f de 2 minus t egal cu f de 2 plus t. Deci, cele două relații care vorbesc de simetrie sunt adevărate și pentru t. Pentru orice x, pentru x egal cu 1, pentru x egal cu t, astea așa arată. Eu ce caut? Caut pe T acela care să facă F de 1 plus T și pentru X egal 1 am așa ceva. F de 1 plus T
Egal pe F1 aici, nu? Poți continua. Egal pe F1. Așa. Și F de 2 plus T egal cu F de 2. Deci, mai nou am așa. F de 1 minus T egal cu F de 1. F de 2 minus T egal cu F de 2. Înseamnă că T-ul este 0 aici. Da. Da? Deci T-ul este 0 pentru că se vede treaba. Faptul că F de 1 minus T egal cu F de 1 și F de 1 plus T face F de 2, înseamnă că T egal cu 0. Asta înseamnă că e periodic despre rad 0? Nu! Trebuia să fie un test mai mare ca 0. Da. Bun, bun. Deci nu, nu poate fi 0. Că altfel nu ar mai fi periodic. Sigur că da. Un timp mai mare ca 0. Strig da. Mai mare ca 0. Nu, nu poate să fie așa. F de 2 minus T. Spune că perioada este 2. Perioada este 2. T-ul 2, da? Hai să vedem de ce. 1 minus 2. Deci F de X plus 2 egal cu F de X. Adică F de X plus 2 egal cu F de orice X. Deci T-ul 2. De unde să ne iasă asta? Așa. F de... Dacă asta e adevărat, spus 1 minus T. O secundă. Dacă asta e adevărat pentru orice X, pentru X egal cu 1 ce devine? Pentru X egal cu 1 vine F de 1 egal cu F de 3. Deci pentru X egal cu 1 rezultă că F de 1 egal cu F de 3, care înseamnă F de 1 plus 2. 1 plus 2. Și apare că F de 1 plus 2 egal cu F de 1. Iar relația asta, F de 1 plus T egal cu F de 1, pentru T egal cu 2 ar veni, da? O dată, de aici deși. O altă variantă. Dacă facem aici, să folosim și aici. Deci, F de 0, cât ar face F de 0? F de, pentru orice X, F de T egal cu F de 0. Da? Pentru X egal cu 0, deci relația pentru X egal cu 0, avem F de T egal cu F de 0. F de T egal cu F de 0. Deci, faptul că e adevărat pentru orice X și pentru X egal cu 0. Și atunci mă duc la F de T egal cu F de 0. Făcând aici pe T egal cu 2, ca să fie 2 minus 2, am că F pentru T egal cu 2, apare F de 0 egal cu F de cât? De 2 plus T. De 4 ar fi. F de 0 egal cu F de 4. Și F de 0 cât? F de 0 ne-a dat 3. Să combinăm așa fel de relație încât să apară T-ul egal cu 2. Da? Deci noi trebuie să le combinăm cât să apară T-ul 2. Particularizând aici. Deci asta pentru orice X.
pentru x, și pentru x egal cu 1, și pentru x egal cu 2, și pentru x egal cu 0. Mai reluăm o dată aici. Trebuie să le fructificăm cât se poate de atent. Haideți să facem efort împreună. S-a întâmplat într-o seară, totuși discutam cu chestiunea de asta și cineva a văzut și a sunat. Domnul profesor, luați următoare chestiune. Dacă cineva e direct, vă rog să intervine. Da? Deci avem așa că f de 1 minus x egal cu f de 1 plus x, oricare ar fi x real, f de 2 minus x egal cu f de 2 plus x, oricare ar fi x real. Pentru x egal cu 1, ce ar deveni aici? F de 0 egal cu f de 1. Aici o facem pe x egal cu 1, ce ar deveni? F de 1. Și f de 1 egal cu f de 3. Deci f de 1 egal cu f de 3. Dar f de 0 egal cu f de 1. Deci f de 0 ar fi egal cu f de 3. Unde? Aici? Așa, 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 așa. Că era o contradicție. F de 0 egal cu f de 2. F de 1 egal cu f de 3. Hai să mai vedem. Se vede că distanța este de 2, nu? Deci așa aș traduce f de 2 ăsta, f de 0 plus t, f de pe 0 ăsta să zicem cât să zicem noi? Pentru ca să fie periodic, trebuia să fie f de 1 plus t egal cu f de 1. F de 0 plus t egal cu f de 0, nu? F de 0 plus t egal cu f de 0. F de 0, pentru x egal cu 0, da? F de 0 plus t egal cu f de 0 și egal cu f de 0 face f de 2, nu? Deci f de 0 egal cu, cu altcunt f de t egal cu f de 2. F de t egal cu f de 2. Pe urmă, la 1, f de 1 egal cu f de 3, pot să zic ce? F de 1 plus... Deci f de 1 plus t egal cu f de 1, da? Iar f de 1 este egal cu, egal cu f de 3. Și care se scrie egal mai departe cu f de 1 plus 2. Și din nou observăm t egal cu 2. De aici t egal cu 2 și așa putem merge în aproape, în aproape, să vede tot timpul că t-ul trebuie să fie 2. Da? Deci asta ar fi o observație. Nu sunt chiar mulțumit să spun cinstit, dar cam asta ar fi. Cu ce ne-am ales aici? Nu mă pot adura foarte tare, dar ne-am ales cu definiția simetriei. Ce înseamnă că o funcție este simetrică față de x egal cu 1 și x egal cu 2. Ce înseamnă funcție periodică și trebuie găsit acel t. T-ul mai mare ca 0. De regulă acolo, la funcții trigonometrice, se fac scădere în stânga și se ține cont de periodicitatea funcțiilor trigonometrice. Și de acolo ne dăm seama de perioada funcției respective. Da. Să văd ce spune și el. Mai are adesea.
Mai? Te rog. Hai, te rog, Alice. Determinanții mapa ținerului Z, pentru care vârful parabolei Y egal cu MX pătrat, din 2 din Y plus 7 X plus N, are coordonate întregi. Are coordonate întregi, da? Da. Ia să vedem cum sună, concret. Deci, să enunți parabola. Y egal cu MX pătrat. Y egal cu MX pătrat. Minus 2. Minus 2. Când m plus 7. M plus 7. Da. Plus M. Plus M. Deci, să se determine M aparține lui Z. Deci, M aparține lui Z. În care vârful are coordonate întregi. Vârful parabolei ce coordonate are? Minus B supra 2A și minus B supra 4A. Deci, minus B supra 2A și minus delta supra 4A. Și 4A, da? Și coordonatele acestea să fie din Z. Da. Adică și asta s-a aparținut lui Z și asta s-a aparținut lui Z. Hai să le găsim concret și să vedem ce relație va apare acolo. Deci vom avea 17. X-ul vârfului egal cu minus B supra 2A și egal cu minus B-ul care este tot aici, da? Minus, bine, plus 2 până că e M plus 7 supra 2A 2, ia 2 cu 2 se duce și face M plus 7 supra M. Adică 1 plus 17. Adică 1 plus 7 supra M aparține lui Z, dacă și numai dacă, M e divizor al lui 7. Dacă și numai dacă, M aparține divizorilor lui 7. Adică M egal cu 1 plus minus 1, adică M aparține mulțimii valorilor, M aparține mulțimii valorilor plus minus 1 și plus minus 7. Asta din nevoia ca X-ul să-i fie între. Și acum Y. Eu duc la Y. Deci o să zicem că Y-ul vârfului dar egal cu minus delta supra 4a, egal cu minus b pătrat minus 4ac supra 4a și egal cu minus b1. Hai să zicem b prim, nu? Dacă luăm cu totul la pătrat, se va simplifica. O să vedeți îndată. Deci vine minus 2 la pătrat 4, pe lângă m plus 7 la pătrat minus 4 a m pătrat, nu? Supra 4 m 4 a și egal cu 4 scoatem un factor comun, se duce cu 4 de jos, vine m pătrat minus 4, plus 14 m plus 49 minus m pătrat și minusul în față, da? Supra M, da? Care înseamnă M pătrat cu M pătrat? Scăpăm. Și este egal cu 14 minus 14 M plus 49 supra M distribuim minus 14 plus 49 supra M. Asta aparține lui Z, dacă și numai dacă, M printre divizorul 49. Deci M aparține mulțimii valorilor, plus minus 1, plus minus 7, plus minus 49, nu? Cam așa sunt, plus minus 1. Și acum intersectăm. Și intersectăm, sigur, mulțimile cele două. Deci, notăm cu A și asta cu B. Și M aparține, voi intersecta cu B.
care înseamnă plus minus 1 și plus minus 7. Dar mai fac o neștiu legat de asta, acum, că mi-a venit în minte o chestiune frumoasă. În legătură cu familia de parabole, e o familie de parabole și de ce? Pentru că la fiecare eu am o altă parabolă. Deci eu vă spun Y indice M, familia de parabole egal așa cum MX pătrat, minus 2 pe lângă M plus 7 ori X, plus M. Și zicem așa. Să se arate că familia de parabole trece printr un punct fix sau prin două puncte fixe și să cer coordonatele acelui punct fix. Deci să se arate, notați-o, să se arate că familia de parabole trece printr un punct fix, în paranteză două puncte fixe, ale căror coordonate se cer determinate. Dacă vor fi două sau dacă va fi unul, mai coordonatele punctului respectiv. Spuneam mai devreme că... Delta mai mare ca 0 și A mai mic sau nu? Nu te grăbi. Analizăm. Spuneam că la fiecare M, o altă parabolă. Alt M, altă parabolă. Toată familia de parabole trece printr-un punct fix. Adică acel punct din plan nu este sensibilizat de valoarea lui M. Pe mine nu mai deranjează ce M, că pe el acolo trece oricine. Toate parabolele. Deci aici trebuie valorificată. Să se arate că întreaga familie de parabole trece printr-un punct fix, ale cărui coordonate sunt determinate. Trece printr-un punct fix. În paranteză spuneți așa, trece printr-un punct fix, echivalent cu a spune, punctul acela nu este sensibilizat, în ghilimele, sensibilizat de valorile lui M. Deci coordonatele punctului rămân aceleași tot timpul. V-ați putea închipui cam cum arată, dacă... Da. Iată. Știu. Da? Punctul acela rămâne același tot timpul, indiferent ce parabole cum desenăm. Atunci hai păi să vorbim... să facem paranteză. Și să facem factorul N. Sigur că da, așa mă gândesc să facem. Desfacem paranteza și vine Y egal cu M X pătrat minus 2 M X minus 2 M X minus 14 X plus M și egal mai departe, egal cu M pe lângă X pătrat minus 2 X plus 1 minus 14 X. Y. Faptul că Y-ul punctului fix nu este deranjat de M, e de parcă coeficientul ar fi 0 aici. Ca să dispară M. Scrieți, Y-ul punctului fix nu este sensibilizat, hai să zic așa, sensibilizat de M. Echivalent, va spune că nu depinde de el. Y-ul, da? Y-ul punctului fix nu depinde de el. Echivalent, va spune că M-ul dispare. Adică facem asta egal cu 0. Adică X pătrat minus 2X plus 1 egal cu 0, adică X 1 egal cu X 2 egal cu 1. Iată chiar un punct fix este, da? Deci X, X punct fix este X egal cu 1. Iar Y-ul va fi, nu avem decât să înlocuim pe X cu 1 și vine minus 14. Că aici face 0, Y egal cu 14. Cu minus 14. Așadar, avem punctul fix prin care trece întreaga familie de parabole este 1 și minus 14. Nu puteam să ratez exercițiul acesta îndată ce am văzut formularea așa, depinzând de un parametru. Da? Asta se poate da la politehnică.
Sigur că da, deci e frumoasă chestia. Să se arate că întreaga familie parabolei trece printr-un punct fix sau două puncte fixe. Dacă aici ecuația asta vă dă 2 de x distinct, două valori distincte, înseamnă că 2 de x și 2 de y. Avem două puncte fixe. Deci asta e șmecheria. Scoți pe M, punctul fix nu e sensibilizat sau nu e în funcție de, nu depinde de M, facem coeficientul lui M să fie 0. Și de acolo totul merge. Încă un exercițiu frumos tot aici. Să se arate că nu, să se afle locul geometric. Să se afle locul geometric pe care îl descrie vârful familiilor de parabole. Familiei de parabole. Să se afle locul geometric pe care îl descrie vârful familiei de parabole. Ce zicem aici? E când e la vârf, ce coordonate e vârful? L-am și aflat. Vârful, ce coordonate? Hai să-l scriem de așa. Că dacă despre vârf e vorba. Minus 14 plus 49. Asta e Y-ul. Deci Y-ul și avem. Y vârf este minus, în fața lui fracții, da? 14 M plus 49 supra M. Adică egal mai departe cu minus 14 minus 49 supra M. Scriu că dată Y-ul este egal cu minus 14 minus 49 supra M. Iar X-ul vârfului, așa, l-am făcut mai înainte, X-ul vârfului este 1 plus 7 pe M. Egal cu 1 plus 7 supra M. Am să mai scriu în continuare, egal în sus la Y, minus 14, minus 49 ori 1 pe M. Și la X egal cu 1 plus 7 ori 1 pe M. Da? Iată cum apar coordonatele scrise. Apar așa. Y plus 14. Da? Y plus 14 egal cu minus 49 ori 1 pe M. Și Y X minus 1 X minus 1 egal cu 7 ori 1 pe M. Eliminarea lui M din cele două relații ne indică o legătură între X și Y care ne atenționează asupra formei locului geometric. Se pare că va fi o dreaptă. Adică mulțim aici cu 49 cu 7, pardon. Dar dacă facem raportul lor? Facem și raportul ăsta, duce unul pe M cu unul pe M, da? Eu mă gândeam să mulțesc cu un 7 și adunam. Tot același lucru. Fac așa cum am gândit, cum mi-a venit mie minte, repede. Nu că sunt eu capricios, dar fac să o văd mai bine așa. După ce fac fracția, trebuie pur și simplu să le aduc la aceeași numitor. Nu se câștigă, da? Prea mult. Y plus 14 egal cu minus 49 ori 1 pe M și, respectiv, X minus 1 7X minus 1 7X 7X minus 7 foarte bine zis, egal cu 49 ori 1 pe M. Și aici însemna echivalent, poate spune că Y 7. Plus 14 egal cu 7X minus 7. Ducem totul într-un singur membru și vom avea 7x, 7, da, sau zicem y egal cu, vrei așa, da? Y egal cu 7x minus 21. Ce este? Ce recunoaște relația asta?
Păi dacă le-am adunat, nu se schimbă semnul acolo? Păi dacă le-am adunat, unde am zis? Y plus 14 egal cu 7x minus... A, trebuia să le-am adunat, da? Da. Am greșit aici, ai dreptate. Y plus 14... Y plus 14 plus 7x minus 7, da? Da. Plus 7x minus 7 egal cu 0. Adică Y plus 7X plus 7 egal cu 0. Simplific pentru 7. Nu, atât. Rămâne așa. Da. N-am pe cine simplific. Când am 7 peste tot. Deci, relația este Y plus 7X plus 7 egal cu 0. Ce loc geometric de recunoaște relația asta sau ne trimite spre cine? O dreaptă. Ecuația dreptei, așa arată. Deci vârfurile se mișcă pe o dreaptă. Pe dreapta de ecuație, y plus 7x plus 7. Geometria analitică. Da. Da? Ecuația unei drepte. Dacă găseați o y egal cu ceva de gradul 2, x pătrat, nu știu ce acolo, spunem că locul geometric este o parabolă. Deci vârfurile parabolă descriu la rândul lor o parabolă. Foarte frumoasă formulare. Să afli locul geometric al vârfurilor parabolei, familiei respective. Hei, intri în panică. Da, crezi că într-un interval sau ceva, da? Păi nu, relația. Se elimină parametrul, asta e ideea. Se elimină parametrul dintre x-ul vârfului și y-ul vârfului, scap de parametru și combinația care apare între x și y recunoaște un loc geometric. Poți fi o elipsă, o hiperbolă, o parabolă. Deci ne amintim locurile geometrice clasice. O astfel de problemă îi trimite spre un loc geometric clasic. Dreapta, parabola, elipsă, hiperbola, da? Și atunci repede spui locul geometric. Și ai răspuns frumos la problemă. Dar formularea, repet, îți creează un disconfort destul de mare. Ce, cum, ce fel de loc geometric și asta? Însă, notați, observații. Observații. Se elimină parametrul, se elimină parametrul din cele două relații. X-ul vârfului și Y-ul vârfului. Păi cum se elimină? Cum vezi acolo? Te descurci. Se scoate dintr-una și merge în cealaltă. Da? Noi am văzut așa ușor că am putut. De-aia ziceam, unul pe M, unul pe M și am eliminat parametrul. Dar aceeași idee a făcut-o. Altfel, pe întuneric, așa, scoteam pe M din prima, mergem la a doua. Da. Și apare relația asta. Asta e tehnica, trebuie știută. Adică ideea pe care o ai la dispoziție, ca să vezi locul geometric. Deci elimin parametrul dintre X și Y. Mai întâmplă. Poți să mai întâmplă și eu? Corect. Eu am de politehnică. De politehnică, mă. Deci, fie funcția f definită pe f cu valori în f, și f definită pe f cu valori în f, și f de x egal cu arc cosinus. F de x egal cu arc cosinus. De 1 minus x pătrat supra 1 plus x pătrat. 1 minus x pătrat supra 1 plus x pătrat. Plus 2 arc tangentă de x. Dacă a mare este imaginea funcției f, iar f este primitiva lui f mic, f mare primitiva lui f mic, care se anulează în x egal cu 0, atunci. Și îmi dă niște intervale. A e interval minus pi, pi, f de 1 egal cu... Deci am de aflat mulțimea a și f de 1. Din câte observați. Deci asta este funcția. Și ce prin an ce ai zis tu? A mare este? Stați, imaginea funcției.
A mare egal cu inf de f, da? Da. Și f mare primitivă, trebuie să aflăm și primitivă. Și f mare primitivă, da? Care se anglează în x egal cu 0. Adică f mare de 0 egal cu 0, nu? Asta spune. Da. Că precizia găsirii unei primitive până la nivel de constantă. Și faptul că am f mare de 0 egal cu 0 înseamnă că eu știu aici ce am de făcut, găsesc constanta aceea. Da. Și da, nu? Păi. Să calculăm mai întâi limita la minus și la plus infinit. Ca să găsim imaginea, lasă-te gândești, nu? Și adică și trebuie să facem, cred, și o derivată întâi, ca să vedem dacă are punctul de extrem, dacă... Punctul de extrem, maxim și minim, da. Ca să știm exact ce se întâmplă cu funcția asta. Arată urât prima derivată. Pentru început. Dar noi nu ne pierdem cu firea. Deci... ca urmare a faptului că X-ii sunt din R, Y-ii apar și ei, nu? Și nouă ni se cere mulțimea Y-ilor. Prin I de F, trebuie să înțeleg bine ce vrea să spun autor. Prin I de F, înțeleg... Dar la cosinus, argumentul trebuie să fie în minus 1, nu? Hai să pornim ușor, da? Deci eu luăm și în felul următor. Știm că sinusul îi defini pe ea cu valori minus 1 1. La fel și cosinus. Cosinusul defini pe ea cu valori în minus 1 1. Când vorbim de funcția inversă, arc sinusul, deci arc sin mai întâi, vorbesc așa ca să-l luăm pe amândouă, da? Îi defini pe minus 1 1 cu valori unde? În nu. A, într-o restricție. Sigur că da, datorită periodicității. Minus pi pe 2 pi pe 2. Sigur, minus pi pe 2 pi pe 2. Cu valori minus pi pe 2 pi pe 2. Interval închis. Da, închis. Că la și în minus 1... Da, deci și în minus 1 definiți și 1. E minus pi pe 2 și pi pe 2. Și 0 pi. Arc cosinus îi defini pe minus 1, 1 cu valori 0 pi. Ar vrea să vă pun un minus un pic. Da, știu. Cum arată graficul? Da, e prietenul nostru. Ah. Ei. Vreau să-i convingă pe voi. Da, eu am și treabă cu ei. Sinusul apare, nu? Știți bine sinusoida aceea, mă apare. Treci prin 0, e simetrie față de origine, da? Și aici atinge maxim 1, nu? Pi pe 2. Da. Și minus pi pe 2. Dar noi putem să fie luat și așa. Altfel. Da. De la pi pe 2 la 3 pi pe 2. Da. Da? Altă bucată. Sigur, dar este oficial așezat, luat așa asta. Da. Minus pi pe 2, pi pe 2. La cosinus... Vreau să așa, cosinusul 0 este 1. Nu? Și aș pare așa, sinusoida. Da. Și e defazat, nu? Da, cu pi pe 2. Exact. Și atunci, în 0, este 1 da. Și în pi pe 2, în pi, este minus 1. Și atunci am luat numai bucata asta. Deci cosinusul, pentru a vedea funcția inversă, e definit, luăm bucata 0 pi și inversa sa minus 1, 1 cu valori în 0 pi. Schimbă domeniul cu domeniul, da? Bun, ne-am înțeles. Așa că ar cosinusul, trebuie să vedem dacă argumentul este cuprins între minus 1 și 1. Și este. Probabil că este, da. Da. Și e avarsă ca valoare doar 0 pi pe 2. 0 pi. Deci mulțimea y-ilor în 0 pi.
Arctangenta. E pe R, parcă. Tangenta. Tangenta. Arctangenta este, da? Deci știu așa. Graficul funcției tangente. Din nou ne amintim. Pi pe 2 și minus pi pe 2. Așa. Așa arată graficul funcției tangente. Deci tangenta, ca restricții care ne interesează, definită pe minus pi pe 2, pi pe 2, cu valori în iar, iar arctangenta e definită pe iar, cu valori în minus pi pe 2, pi pe 2. Și 2 arctangenta, unde se va duce? Deci 2 arctangente se va mulți cu domeniul în minus pi pi, nu? Definită tot pe el cu valori în minus pi pi. Și acum intersectez arcul. Nu, le adunăm. Hai, le adunăm. Păi, ce varsă asta? Ah, da. Varsă între 0 pi, nu? Da. Și minus pi, pi. Și nu ne interesează extrem, punctele de extrem, sau? Ne interesează, dar vreau să văd acum mărginirea. În final, este o funcție mărginită, minus pi, pi, cu 0 pi, undeva acolo e perfect. Așadar, am ca imagine ce se va întâmpla. Va fi mai puțin decât nu strict al meu, minus pi cu 0 și pi cu pi, 2 pi. Nu facem chestia asta, că nu se știe ce se întâmplă. E vorba de un x la un moment dat care face niște lucruri, nu? Deci ne trebuie maximul și minimul pe la funcția asta. Și limita la minus infinit și la plus infinit, cum ai spus tu. Dar eu am vrut să studiez cu ocazia asta, să-mi amintesc și eu. Funcția inversă, arc sinus, arc cosinus, arc tangentă, despre ce este vorba, restricțiile la care sunt astea tradiționale. Deci am făcut o repetiție a lucrurilor. Și acum nu facem altceva decât să ne ducem cu derivata. F derivat de x este egal cu minus. Minus 1 supra radical, nu? Da. 1 minus x pătrat. 1 minus argument la pătrat. Da. 1 minus x pătrat supra 1 plus x pătrat la pătrat, ori argumentul derivat. Da. Ori 1 minus x pătrat supra 1 plus x pătrat derivat. Plus 2 arctangenta derivată 1 supra 1 plus x pătrat. 1 supra 1 plus x pătrat. Și egal mai departe cu 1 pe radical din minus. Minus, corect. 1 minus 1 plus x pătrat. Am luat și ajută, da? 1 plus x pătrat minus 1 minus x pătrat supra 1 plus x pătrat la pătrat. Ajunge sus. Bine? La anumitorul ăsta. E totul la pătrat. Păi da. Ah. Păi asta la pătrat, asta la pătrat. Am ajuns la aceeași numitor. Da. Și supra 1 plus x pătrat la pătrat. Ah, gata. Și ajunge 1 plus x pătrat sus. Da? Plus 2. N-am ieșit în modul că e 1 plus x pătrat. E pozitiv, da. Nu am niciun motiv de supărare. 2 pe plus 2 supra 1 plus x pătrat. Și este egal cu 1 plus x pătrat cu 1 plus x pătrat. Se... Stai, nu-i mulțire aici. Ce fac eu? Adunare, nu? Ba da, n-am scris derivat. Da, derivat. Aici am rămas. Știam că trebuie să fac asta. 2x. Deci, minus 2x. Pe lângă 1 plus x pătrat plus 1 sau minus, nu? Da. E fracție. Minus 1 minus x pătrat ori 2x
supra 1 plus x pătrat la pătrat. Acum se supra. Așa, va se pui plus 2 supra 1 plus x pătrat. Și pătratul de aici, și atunci va face egal mai departe, cu minus 2x minus 2x la 3 și tot supraradicalele alea nu sunt la pătrat, sub radical? Da. Dar sunt la pătrat aici. Am uitat să repun. Corect. Eu la aia mă gândeam. Sigur că sunt la pătrat. De acord cu tine. Și face cât acum? Minus 1 plus x pătrat, parcă era un minus aici. Da, da, da. Putem să, să facem plus. Ia să vedem aici ce se întâmplă. Minusul ăsta va face plus și plus aici, nu? Da, da. Și face acum 2x pe lângă. 2x pe lângă 1 plus x pătrat plus 1 minus x pătrat, nu? Da. Supra. Hai să facem și radicalul ăsta. 1 cu 1 se va duce, x la 4 minus x face 2x la 2 și cu 2, 4 x la 2. Plus de 2 ori 2x pătrat. Da. Și plus 2x pătrat. Da, da. Da? 2, 4 x la a doua. Care este un fel ca 2? Supra cine? Supra 1 plus, și pe lângă 1 plus x pătrat aici. Da. 1 plus x pătrat plus 2 supra 1 plus x pătrat. Și egal cu? Radicalul se simplifică cu 2x. Aici nu știu ce să fac. Sau să scoatem modul, da. Trebuie să ies în modul, nu? N-am niciun motiv să nu ies în modul. Dar tot se poate să fie negativ numărul ăla? X, poate să fie și x-ul negativ? La... Păi da, dar e la pătrat. 4x pătrat. Păi eu pot zic așa. 2x totul la pătrat. Da. Da? Da. Și 2x totul la pătrat poate să fie x-ul și negativ. Da. Adică 2 ori minus 3 totul la pătrat. Și dacă nu sunt în modul, valoarea radicală va fi minus 6 atunci. Da. Da? Deci trebuie să fiu atent la astfel de lucruri. Deci va fi egal cu 2x. Dar cu minus chestia aia pentru valoare și cu plus. Da, deci 1 și cu 1 face 2 aici, 4, nu? 4x. Da. 4x supra 4 modul din x pe lângă 1 plus x pătrat. 2 moduri, nu 4. 2 moduri din x pe lângă 1 plus x pătrat și plus 2 supra 1 plus x pătrat. Și iată că e egal cu variantele acolade. 2 supra. Deci 2 supra 1 plus x pătrat, da? 2 supra 1 plus x pătrat plus 2 supra 1 plus x pătrat, 4 supra 1 plus x pătrat pentru x mai mare egal decât 0, nu? Că așa am luat-o. Da. Și egal cu 0, cât face? Da. Da. Cu minus 0. 2p și plus 2p. Egal cu 0 pentru x mai mic ca 0. Aha, deci pentru minus 1 și celelalte valori de acolo, dacă am fi avut să calculăm f de minus 1 pe 2, ar fi dat 0 cosinusul din primul. Da, da. Nu? Da, deci în momentul în care deci derivata ne dă forma asta, 4 supra 1 plus x pătrat și 0, da. Trebuia să anulăm ca să vedem punctele extrem. N-avem nicio rădăcină a derivatei. Da? Da. Deci derivata nu are rădăcini. Deci nu-mi indică maxime și minime. Da. Deci dacă nu-mi indică maxime și minime, înseamnă... De exemplu,
m-ar fi ajutat chestia asta dacă aș fi avut de calculat f de radical din 3 plus f de logaritm natural din 2 plus. Așa. Și să văd că dacă x e mai mic decât, adică argumentul să fie atentez. Am înțeles. În condițiile în care ai fi avut așa ceva, da, ca pentru găsirea imaginii, da, acum îți dai seama de aici cam ce da se întâmplă. Bun. Hai să ne întoarcem de nou și să spunem că despre funcția asta, arcosinusul în toată perioada aceea se duce 0 pi, iar 2 arctangentă se duce parcă minus pi pi. Da. Nu? Și im de f, din păcate nu știu ce să spun exact acum, seara asta, la momentul ăsta. Pentru că când arcosinusul face pe 0, când are imaginea 0, arcos de minus 1, nu? Da. Arcos de 1. Arcos de 1 este 0 și arcos de minus 1 este pi. Da. Arcos de minus 1 este pi. Și arcos de 0 este 1, nu? Arcos de minus 1. Cum am văzut noi? Am văzut așa. Cosinusul. Așa apar, da? Deci, simetria față de prima bisectoare, graficul totdeauna, da, a funcției inverse, este simetric față de prima bisectoare. Punctul ăsta de aici trece în simetricul să său. Să fie pi pe de... Aici, nu? Da. Deci, ce coordonate are aici? 0 și 1. 0 și 1. X-ul e 0, Y-ul este 1. Cos de 0 este 1. Și va trece acum în 1 și 0. Deci, așa. Se duce sus, simetria îmi spune, și pe urmă punctul aici, acesta care e de coordonate care? Pi pe 2. E pi, parcă am spus. Da, pi, 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 pi. Și minus 1 se va duce în minus 1 și pi. Deci perechea asta schimbă X-ul cu Y. Da. Deci X-ul va...